Uruguay, țară din America de Sud, are una dintre cele mai mari populații urbane de pe planetă, cu peste 75% din populație locuind în orașe. Când vine vorba de religie, Uruguay este considerată a fi cea mai seculară națiune din regiune. Dar oamenii din Uruguay se bucură de o guvernare stabilă și de cel mai redus nivel al criminalității din America de Sud, ceea ce o face foarte apreciată. După mulți ani de declin, Biserica Adventistă din Uruguay a început să crească datorită plantării de biserici, centrelor de influență și radioului local, care emite într-o mare parte a țării. Postul de radio Nuevo Tiempo emite în FM și joacă un rol major în evangelizarea acestei țări secularizate. Acest post este bine cunoscut și respectat pentru că oferă programe deosebite în domenii precum sănătatea, căsnicia și familia, studii biblice și creștinismul practic. În întreaga țară, numele Nuevo Tiempo este vizibil în toate bisericile adventiste de ziua șaptea și centrele de influență prin afișele mari cu numele și logo-ul postului de radio. Această conexiune între bisericile locale adventiste și postul de radio are un impact pozitiv asupra participării la serviciile divine ale bisericii, asupra botezurilor și asupra păstrării noilor credincioși. În timp ce ascultă muzică și devoționale, ascultătorii sunt invitați să contacteze postul de radio pentru studii biblice și pentru program personalizat. Pentru Matthias Virgil, amprenta personală este o parte esențială în servirea oamenilor și în câștigarea de prieteni. Matthias a fost botezat de curând și dorește să devină pastor. Între timp, el conduce un centru de influență pe o stradă aglomerată din Montevideo. Acest centru este cunoscut sub numele de Centrul de Influență Nuevo Tiempo, un centru care ajută și completează lucrarea prin radio. Ascultătorii pot afla aici mai multe despre subiectele pe care le aud la radio, iar atmosfera este prietenoasă și primitoare. Centrul oferă o largă varietate de cursuri gratuite, cum ar fi tratarea stresului, lecții de muzică, seminare de sănătate, studii biblice sau pur și simplu pe cineva care să-i asculte. Cred că există un loc potrivit pentru orice. Biserica are un rol important în slujirea celor care se alătură familiei sale. Dar sunt unii oameni care, văzând indicatorul pe care scrie biserică, nu s-ar apropia niciodată. Chiar și acest grup are nevoi și noi ar trebui să le transmitem speranța mântuirii. Pentru acest grup de oameni, un centru de influență ca acesta este perfect. Este perfect pentru a ne apropia de cei care au prejudecăți față de religie, oameni care resping ceremoniile și structurile rigide. Așa că noi căutăm să le împlinim nevoile, să le oferim lucrurile de care sunt interesați. Ei devin prietenii noștri și putem să le prezentăm iubirea lui Dumnezeu. Există multe relatări despre oameni care au descoperit speranța și pe Iisus în acest centru de influență. Acum, este ceva obișnuit să vii aici și să-i vezi pe oamenii care studiază Biblia sau care primesc consiliere. În această seară, prietenii acestui centru învață limba portugheză. Uruguay are granița de sud spre Brazilia, o națiune care vorbește portugheza, astfel că acest curs este popular și oferă ocazia perfectă de a cunoaște oameni care nu s-ar apropia niciodată de o biserică tradițională. Unii dintre ei studiază deja Biblia și stabilesc acum conexiuni pozitive cu noi vizitatori. Potențialul acestui centru este imens. Eu cred că el împlinește planul lui Dumnezeu de a înființa centre de influență. Ellen White vorbește clar despre acest subiect, spunând că este important să contactăm oamenii care nu ar intra într-o biserică în alt fel. Centrele de influență sunt răspunsul la această nevoie. Ele îi conectează pe oameni cu Dumnezeu. O parte din darurile pentru sabatul al 13-lea din acest trimestru va ajuta la construirea și funcționarea centrelor de influență și a bisericilor noi din două zone dens populate din Montevideo. Aceste locații au puțină prezență adventistă sau chiar deloc. Rugați-vă pentru oamenii din orașul Montevideo. De asemenea, rugați-vă pentru misionarii precum Matthias, care îi contactează pe oamenii din centrele urbane. Vă mulțumim pentru darurile oferite pentru misionari și pentru centre de influență precum acesta din Montevideo.